Părinte Elena Gabriela, domnul Bezărău Petru, domnul Filip Costică, domnul Gălățeanu Ionel, domnul Hergelegiu Samuel, domnul Neagu Neculai Dan, doamna Ojoc Amelia, doamna Pușcuță Tanța, domnul Rafael Adrian, domnul Rafael Ciprian, doamna Vântu Livia. Domnul primar, spuneți ne-ați dat al nostru? Da! Procesul verbal al ședinței din 31 octombrie 2022. Cine este pentru? Cine are propuneri? Cine? Unanimitate. Dăm cuvântul doamnei primar să supună la vot ordinea de zi. Ordinea de zi sunt cele trei proiecte, așa cum au fost în convocator. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de acordare a prestațiilor financiare excepționale și a ajutoarelor de urgență. Proiectul numărul 2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Dobești, județul Bacău, pe trimestrul 4-2022. Și proiectul numărul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării unui premiu în sumă de 500 de lei familiilor care au împlinit 50 de ani de la căsătorie și au domiciliu stabil în Comuna Dobești, județul Bacău. Și diverse. Să punem la vot ordinea de zi. Invită pe domnul consilier Rafael Adrian să conducă ședința. Mulțumesc. Începem cu punctul 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de acordare a prestațiilor financiare excepționale și ajutoarelor de urgență. Cuvântul domnului primar. Da, noi am avut, pot spune, de totdeauna această hotărâre de Consiliul Local. Dacă ați citit regulamentul pe care l-am trimis odată cu convocarea, în acest proiect doar am majorat sumele care, după cum știți, și prețurile sunt majorate, poate 100%, unele și mai mult de 100%. Ați citit probabil și modul în care, procedura mai bine zis, de acordare a acestor ajutoare. Dacă aveți întrebări. Să scrie cineva la vot? La vot. Dar trebuie să dau cineva? Da. Domnul Gălățan. Da, mulțumesc, doamna primar, să știți că am citit regulamentul ăsta și am venit cu o propunere de asta, că chiar într-adevăr am trecut prin momente de dificile care sunt pe raza comunei noastre. Aș fi venit cu o îmbunătățire la proiectul, dacă sunteți și domnii consilieri sunt de acord, să dați de valoarea asta, de banii ăștia, să dați materiale. Mie ca persoană și mie ca persoană, Gărățanul Ionel, dacă mi se întâmplă un decaz, știți că unul la bani de cer, să știți că se găsește loc să lucre în altă parte și nu, poate n-are nicio eficiență cu asta. Cu a doua propunere aș veni, nu știu dacă vă permite bugetul, să măriți la 7.000 de lei, cum de pentru incendii, la 5.000, la 7.000, mai știu. Vă permite bugetul cu asta. Și iar la ăștia, la 20 de milioane, la 30 de milioane, dacă... Înainte era 20 de milioane pentru incendiu, nu? Da. Mi se pare că e mărit destul. De la 2.000 de lei la 5.000. De la 20 de milioane la 50 de milioane. Da. Dar adică eu de vreau să aduc la cunoștință și la domnul consilier, că am văzut la agenția
inspecție socială, după și inspecție socială, sunt de 7.000 lei, de asta am avut. Da, pentru că ei au un fond special pentru așa ceva. Noi dăm din bugetul local, adică noi putem aproba și 10.000, dar mi se pare că nu trebuie să ne amăgim. Pentru că noi aprobăm că se poate, da, după cum ați citit, scrie clar, până la. Da. Da? Da. Deci, dacă noi nu avem bani în buget și nu am tem de venituri noastre, sunt foarte bine, noi nu putem să dăm nici măcar 3.000. Dar vreau cu, să vă cu propunerea pentru bugetul anul trecut să aveți un buget de rezervă, că Doamne ferește incendiile și mai ales pentru incendii, mă refer. Că la asta nu știu dacă câte incendii au fost pe raza. Dar sunt de Dumnezeu să nu fie niciun. Dar sunt de Dumnezeu să nu fie niciun. Am avut cazul ăsta cu Oana Boaru. Fondul de rezervă e obligatoriu. Corect. Fondul de rezervă e obligatoriu. Fondul de rezervă, dar fondul de rezervă ăla de exemplu special. Să aveți... Să veniți la fondul de rezervă pentru ajutor de urgență. Da, eu asta m-am referit. Da. Dar dumneavoastră, nu știu, eu am venit cu propuneri, eu am spus și repet, dacă permite bugetul, dacă permite încasările. Ideea, cred că cea mai bună a dumneavoastră este asta, ca pentru bugetul anului 2023, da, să constituim acest fond special pentru ajutoare de urgență, da, cu sumele astea. Da. Să luăm în calcul de 7.000 pe, da, total și mărim 7.000 și ați mai zis ceva. Și acolo, ca să vă zic dumneavoastră, am mai zis o sumă. La 20 de ani, la... La 30. La ce? Da. Ajutor din mormântare, în partea, da, de ele. Da. Am văzut, acum de dumneavoastră, depinde de dumneavoastră, dumneavoastră vă faceți un calcul. Nu puteți să puneți niște bani de acolo ca să... Asta. Faceți un calcul. Cât au fost în ultimii 3 ani, cât incendii ați avut cu asta, și faceți o proporție așa de exemplu. Aveți o rezervă, că Doamne ferește, într-un an poate să fie 5 incendii pe raza comunului, într-un an poate să nu fie niciun, și să dea Dumnezeu, cum a zis domnul consilier Filip, să nu fie niciun, de exemplu, nu se bucură cineva. Da. Asta. Vă spun ce este, ce am văzut la fața de asta acum, m-am grozit și a rămas fără cuvinte. Atât, mulțumesc. Mai sunt întrebări? Ați scris cineva la cuvânt? Nu mai scrie nimeni, spunem la vot proiectul. Cine este pentru? Deci cineva împotrivă? Pentru, dar să știți că rămâne, cred că acum, că am venit cu propunerea asta, rămâne pentru viitor sau nu? Da, propuneți la buget. Trebuie făcută propuneri la buget. Da, dar am spus. Am spus aici. Deci, oricum, mai este o lună. Toate de Dumnezeu și nu s-a întâmplat în luna asta. Decembrie, nu? Sau s-a propus bugetul, ce știți, că dumneavoastră aveți antenit. No. Când s-a aprobat bugetul? No. La nivelul României? În mai. Nu, nu. În mai, da. Anul ăsta o să fie prima dată. Dar vedeți, este la anunție, domnul primar. Dacă așa am spus, nici unul a spus, nici unul a spus. Da. Mergem la, trecem la punctul 2, proiect de hotărâre privind ratificarea bugetului de venituri și cheltuieri al Comunei Orăvești de Tupacou de trimestrul al 4-lea 2022. Da, după cum știți, a fost o rectificare la nivel de țară. Comuna noastră a primit 160.000 de lei. De altfel, la scrie, dacă ați citit în proiectul hotărâre, sume defalcate din TVA, deci 160.000, repartizată pentru cheltuieli de capital la școală. După cum știți, avem un proiect aprobat pe mediu, da, la școală la Tisa Silvestri. Și trebuie plătit consultanță, proiect, avizii, 75.000. Cheltuieli de capital pentru centru comunitar integrat în Comuna Odobești, unde avem sume primite și în ședința viitoare o să le aprobăm și pe alea, avem 140.000 pentru reparație, 140.000 de euro, 3.000 poate, dar să nu greșesc, deci o să vină 140.000, știu sigur că avem pentru reparație. Dar la fel, 30.000 ăștia i-am pus pentru avizii, pentru consultanță, pentru cel care face proiectul. Tot ce la bunuri servicii, 50.000 pentru lemni și iluminat și tot ce mai trebuie până la sfârșitul anului. Da, vă rog dacă sunt scris cineva la cuvânt. Aveți cuvântul, domnul. Mulțumesc. N-am putea de aici să dăm și la cultă și cultură 20.000 de lei la
pentru biserica la Ungheni. Avem prinși ca și credite. Ca și credite, da. Dar cum să vă spun, am văzut de popa care mi-a interesat. Popa de la Odobești? Da. Din păcate, pe noi, pentru cimitir, știți că avem... Cimitirul nu este al nostru, nu putem, el nu poate justifica... Mai vreau să și filmează. Nu poate justifica banii pentru cimitir. Da, a spus dumneavoastră că ați luat banii cei de la biserică, cu putere contul la biserica Fiviei. 5.000 lei. Da, i-am dat înapoi, dar vreți să vorbim chiar în fața... Nu. Știu ce spuneți. Ca să nu vă mai spun că un domn inginer care a venit și a măsurat aici pentru zidul nostru de susținere, dacă vă aduceți aminte. Da. Și când a spus că sunt necesar 5 miliarde ca să-l facem, a zis, scuzați-mă, nu știu dacă am să am vreodată banii ăștia să facem zidul ăsta de susținere. Eu am făcut 20 de susținere cu un autobrăși. Eu așa mă rog la Dumnezeu, dar de acum, indiferent ce s-a întâmplat, cum se cheamă, când se radiază sancțiunea aceea, sunteți reabilitat, știți? De mult sunteți reabilitat. Dacă stau și mă gândesc cât ați făcut dumneavoastră fără autorizație de construcție, fără proiect, fără câte lucrări ați făcut. Acum este pe... Acum este... nu poți face nimic decât cu proiect, cu aviz, cu autorizație, cu aia. Ați văzut că acum este cineva inițiator pentru modificarea legii 50, ca să faci un garaj, ca să faci un foișor, era obligatoriu o autorizație, da. Nu se mai fie obligatoriu, te aduci la cunoștință. Cred că nu sunt total documentat, am avut o discuție cu cineva, dar numai din discuție. E propus și este în Parlament la ora actuală. Și bucătăriile. Și bucătării? A fi foarte bine cetățean. Faci un gard, doamne iartă-mă, dacă stă gard și cum era până acum, conform legii 50, dacă schimbai tava de casă, puneai cu altă culoare, trebuie autorizați. Dacă schimbai culoarea la casă, trebuie... Și uite acum, dacă vreți în bună țării asta, să știți că, într-adevăr, ajută cetățenii, ajută... Ajută că... Nu costă... Da, materialul costă pe el. Corect. E cel mai mic proiect acum, adică costă 9.000 lei, 9.000 lei, 9.000 lei. Deci, poate nu costă tabla de casă, cât costă? Pe tabla de casă, acolo unde am pus-o eu, costa 37 de milioane și proiectul trebuie să costă 90 de milioane. Faceți-o socoteală așa. Vedeți 3 case. Nu e adevărat. Doar suntem în 2022, vă spun, nu e chiar așa de zi, că nu poți să tragi curentul dacă n-ai autorizație, sunt de mulțime de chestii. De tabla de picat. Deci ați observat că domnul fost primar, respectă legea, deci clar. Dar poți să nu respecte. Și vă îndeamnă să o respectați în continuare. Dacă mai scrie cineva la cuvânt. La proiectul la Ciuturești, ce mai ai? Văd că aveți aici la... Care e proiect? Pierd capital, la 6502. Nu, stai pe care proiect? La Ciuturești, la școala la Ciuturești. Acolo nu mai avem de plătit nimic, s-a terminat. Dar văd că scrie aici, la proiectul amenajare teren de sport. Unde scrie? Proiect de hotărâri. Cheltuieli la total. Care a bugetului la numărul 2. A ăsta la consultant, că scos-o, a pus-o deja, o încărcat-o pe SICAP, așteptăm oferte de înscriere la licitații pentru execuții la terenul scolar la școală. O să fie cel mult 30.000 de lei. Din ăștia 75.000? Din ăștia 75, da. La terenul de la școală s-a terminat de acum proiectul. E și încărcat, cred că pentru licitații, pentru construcții. Nu m-am uitat. Adică începe executarea, dar întâi e licitația de oferte. Dacă mai sunt întrebări. Întrebări ar fi multe, dar... Rămâne un da. Da, într-adevăr, eu sunt total de acord. Banii așa sunt puțini, unde sunt împărțiți numai operatorul pe ceva de credit, știi? Acum, ca să vă spun, noi am cerut 22 de miliarde. Deci. La ce? Până la această rectificare, știți și dumneavoastră, când ți se cere un raport corect, de cât ai nevoie. Și am justificat cel mai puțin de cât avem nevoie. Și de dragă, am luat 1.600.000.
Deci la guvernare. Da, la guvernare. Împreună cu dumneavoastră, genereul. Exact. Dar la finanție... Ce cine poate o pune? Dar și la aici, ca peste tot, ștragul nu avea la picioare. Și domnul Gălățean s-a jocut pilii ca să... Să ne aducă mai bine. Dar au zis că n-a fost vorba niciodată și niciodată n-a fost niciodată. Pentru comună, să știți că las orice politic de o parte, orice asta aș avea cu cineva, dar eu am spus-o și o spun până acum așa în fața camerei, eu sunt dușman cu dumneavoastră politic, dar ca oameni suntem oameni. Și politic suntem dușmani? Păi, dar noi suntem la PSD, la PDD, deci păi, normal. Suntem frați acum, suntem uniți. Frați, da, frați. În coaliție? Să vedeți un candidat pe aceeași listă. Atunci au zis că e bataia. Păi, deci ai avut ședința de coaliție și așa că... Și da, au avut-o ei sus noi, dar noi la jos așa am fost vreodată, noi, băi, dar noi talpa pe partidul, suntem întrebați, noi, băi, ce vorbim. Vorbește un om pe experiență exact, politică. Exact, pe tocmai. Decizia se ia sus. Dumneavoastră dați ascultare. Când sunt la preoți, îți spui, ai ascultare. A fost cu caută acuși. A fost cu caută acuși. Acuși, dar nu te caută obligat. Sunteți de acord să depunem la vot punctul 2? Da. Cine este pentru? Invitație este cineva împotrivă, se abține cineva? Mergem la punctul 3, proiect de hotărâre privind aprobarea acordării unui prim în sumă de 500 de lei familiilor care au împlinit 50 de ani de la căsătorie și au domiciliu stabil în comuna Odobești, județul Bacău. Aici, dacă auziți, mai spuneți, în sate, așa, cine știe când trebuie să trăiască amândoi. Asta e una din reguli obligatorii, să aibă domiciliu pe raza comunei Odobești. Certificat de căsătorie, dacă l-au pierdut, Să știți. Dar între timp au fost familii care s-au localizat. Care au venit din altă parte. Da, exact. Care au venit din altă parte. Da. Și ei au domiciliu aici. Și ei s-aduc în certic. Că nu, condiția nu este că trebuie să te pe și căsătorit la Odobești. Tu puteai să te căsătorești în Dobrogea, la Măcin. Să pune și condiția. Ei, da. Știam sigur, adică eu de asta vreau să vă spun, știam sigur, de normal, cu hotărârea asta nu va trebui. Asta, că așa că s-a vizionat hotărârea acolo. Dar apropo, de exemplu, la ora actuală suntem în noiembrie, la 18 noiembrie. Asta mai este în decembrie, noi nu aprobăm și nu știm măcar dacă aprobăm hotărârea asta, dacă era o cerere la ora actuală. Dar sunt două domni. Nu, iar dumneavoastră, când ați venit acum și ne-ați prezentat proiectul ăsta, trebuia să ne aduceți și nouă la cunoștință. Să vă facem copii după ce. Nu, evident, de noi. Dar vorbiți mai repede, că eu am lăsat. Să ne spuneți familiile, doamne. Nu, să ne spuneți. Poate domnul Gărățanu să duci cu un buchet de flori înainte. Da, corect. Dacă ne spuneați, doamne, sunt două familii, uite, deja sunt două ceri. Dar vă spune domnul secretar. Sau domnul secretar, să ne-am bucat la cunoștință de asta. Să știți că chiar cum ai tine cu... cu toată inima potiesc acest proiect. Așa dacă știam că nu este niciun proiect de exemplu. Dar poate mai descoperiați dumneavoastră până de Crăciun. Hai, descoperi că eu așa am tip. Dar putea să nu fie nicio cerere. Noi aprobăm această sumă. Între timp noi, ca și consilieri, dăm zvonul în comunicăm și spunem. Ne ducem prin sat, doamne, ca... Ce zvon dai tu acum, de exemplu, la ultima, în o lună și 20 de zile, n-ai dat 11 luni până acum și acum într-o lună zi-l dai. Nu, păi ce domnul Gărățan, dar credeți că banii ăștia
Păi nu, dacă, cum spune, tu în 11 luni de zile n-ai anunțat nimic, și noi trebuia acum în 11 luni de zile. Da, nu-i problemă, într-o săptămână anunțăm, într-o săptămână anunțăm și e bine. Domnul primar se știe, s-o dat de atâția ani, s-o dat merit, ce se știe? Corect, dar eu asta spun că vreau să vă aduc la cunoștință, că noi, eu la ora actuală, eu nu știam că într-adevăr sunt două cereri și asta vreau să știu de asta. Dacă sunt acum așa, m-ați adus la cunoștință și am luat la cunoștință că sunt două cereri, da mă bucur. Bun, și dacă nu ar fi două cereri, n-ați aprobat sau cum? Că nu înțeleg. Deci eu n-am înțeles, sunt doar două cereri. Dacă noroc că nu aprob. Eu nu mi-e clară. Păi nu-i clară treaba absolut deloc. Nici eu nu înțeleg. Dar nu suma pentru. Nu ce n-am. Dacă dă, normal nu am. Dacă nu îmi dispar ceva. Nu știu dacă n-ar fi două. Proiectul ăsta nu cred că abține. Domne, dacă aveam ceva, să știți că aveam din gând să mă abține. Nu cred că abține. Aia nu crede, dacă nu crede. Geaba ți-i post după aia. Lasă-mă post. Faceți roba. Atunci când e de mine că țin post degeaba, dar el nu-i greu. Dar nu-i clar, nici nu-i geaba în gărățea. Nu, dar nu-i. Ba, mă, ce n-am. Domne, este că măi, nici cu cap. Da, să iau, da, am venit cu propunere. Bă, uite, mi-a adus la cămică. Să știți că e cămică sub. După 50 de ani, ce mi-o are și părică. Dacă se ducă la un restaurant, nu mănânc eu. Da, Ionel, bravo. Exact, ne ajunge ce sunt. 5 milioane este puțin. Fără ca să bucuri ei, de exemplu, într-adevăr. Haideți să vă fim de acord, dacă sunt tot 20 de milioane. Da, la o urgență. Punem 10.000 de euro. Pentru anul 2023. Acum ai bugetul făcut și a doua zi sparge casa dacă prea mult bani. Poftim? Dacă prea mult bani, sparge casa a doua zi. Cât a zis că ați propus 2000 lei? 1000. 1000. Să dublăm cum am dublat și la alea altă. Pentru 2023. Să dublăm și la 60. Așa e corect. Să luăm în cap. Dar asta depinde. Nu mai cumpere nici un divat acum. Ia cu 20 de ani 5000 lei. Am dat 150 prima dată. 160 de ani? Da, în primii ani. Și după aia 300. Era o valoare. Era dublat. Vedeți cum de bine, dar mi-a stat. Da, la la. E bine. Dar se zice lumea, că erau bani. Mai degrabă de la o știe căsătorii ceva. Da. Da, domnul președinte, gata. Mi-au luat 200 de euro. Mai sunt întrebări? Da, eu l-am gratat. Sunteți lămurit acum? Eu nu, totuși nu sunt lămurit cu ce ați spus. Da, da, da. Nu sunt. Pentru că ați spus așa, că dacă n-ar fi două cereri, n-ați aprobat. Nu, abțineam că deja duci să mă duceam. Păi da, dacă s-ar aproba ăștia 500 și nu vine nicio cerere, oricum banii ăștia nu se vor cheltui. Corect, dar dacă doamne, de ce nu trebuie să fim și noi informați? Dumneavoastră, viu la ședință, nu mai votez fără să fiu informat. Da. Adică, noi votăm eu am văzut cum voi votați, de exemplu, hotărârii. Și ședința trecută a votat o hotărâre. Nu, luați așa. N-ați luat la... Noi votăm această hotărâre. Domnul Gărăță, votăm această hotărâre. Noi, ca și consilier, eu unul, consider că dacă vin cereri, este de bun augur. Dacă nu vin cereri, nu putem obliga omul să vină. Tu dacă ai înțeles ceva, tu îți spui ceea ce vrei. Păi nu spun ce vreau, dar ai spus clar că dacă trebuie să fii informat. Doar, sunt de acord să fii informat, că doar știm toată lumea că trebuie să fim informat. Normal, acum, ca să spun un chestie, noi venim acolo să ne batem apa în chiul la ședință și nu avem nici o cerere să facem o hotărâre, nu? Să avem hotărâre. Păi dacă nu are... Nu, zici eu la asta. Dacă nu ar fi hotărâri și ar veni cu cererea, ar putea să le dea banii? Poate să ne convoci dacă cu spune, ce spuneți dumneavoastră? Da. Eu nu pot, că dumneavoastră numai vinerea puteți. Nu, eu vă... Din dat-o vine. Dar eu v-am ascultat, ați observat că v-am ascultat? Dar când am făcut ședință din dat, asta e prima dată, că o dată în 3 ani... Dar știu că de acum din dată, dacă mai facem, facem după ora 16. Nu puteți să o faceți la ora 9. Eu și la 7. Acum faceți la 7. O căpătat de tine. Ce o scat de arneala. S-a uscat? Nu. După 5 ani, e singur de plecat într-o instituție acum, îți faci bilet de voie, știi, voie, știi, șeful instituției, este și la primărie a fi valabil, și pe Europa, îți faci acest bilet de asta, spui de la ora de dar la deci credeți dumneavoastră că noi nu avem bilet de voie? Este dar dumneavoastră știu. Aveți de aceleri care erau însertat? Doamne, mai bine. Dumneavoastră nu țineați însertat. Doamne, n-am avut nicio cerere. Asta mi-ți spus. Dumneavoastră nu făceam noi cereri când plecam? Nu ne-am avut cereri vreodată ca să plecăm. Haideți, dați-mi un singur marge. Fiți însertat? Să mor în sapă, să ne cruci și să ne abțin. Nu e adevărat. Nu ne pune abțin. Pentru că ai vrea el. Cerii făcea să făcea cererea atâta. Asta pentru concediu de odihnă. De alte cerii nu s-au făcut nicio cerere.
În 10 ani zic. Nu vă enervați, mă rog. Nu, dar așa este. Vă pocnește, vă bază în sânge și vă bază în sânge. Dar nu e adevărat. Băi, și pe mine asta mă deranjează când spune niște lucruri neadevărate. Eu o să știți că spune. Îmi pare așa de rău că nu am păstrat. Dacă nu trebuia să păstrați. Acum în arhivă cererile alea. Doamne, Dumnezeu, uite, haideți. Cere rapoarte de activitate. Uite, vedeți că se filmează. Și avem și două filme, două cereri asta. Pe două cereri plătesc eu la primărie. Eu mă duc acum. La primărie plătesc 20 milioane. Le-ați lăsat în primăria vechi ca și... Ce primărie? Doamna primar, cum se dau pentru ăștia 50 de ani de căsătorie? Da. Pentru decedați, ajutor? Nu. Da. Pentru tinerii căsătoriți? Nu se poate? Da, cred că da. Deci propuneți ca pentru 2023 să punem un ajutor pentru cei la prima căsătorie. La prima căsătorie. Da. În ce sumă? Și n-ai și-o cu o propunere. 1000, fața așa. Așa, îi vreau de la capul. Hai, de crescători. Hai. Nu mai gândesc. Dacă e mare, nu se știe. Dacă e suma mare, 500 de euro, spune-le. Așa era, băi. 500 de ce? 5 milioane? 500 de euro. Nu, 1000 de lei. 1000 de lei. N-ai vrut și-o cu o propunere pentru anul viitor, dacă domnul Păsler Bezeru a spus, și pentru ce ai născuți? Da, așa era bun. Da, ca aia la maternă. Nu la maternă. Nu, nu, cei care sunt născuți prin raza copilului iubesc, să haideți să spunem o sumă, să fim toți de acord cu o sumă, pentru Pampers, pentru și am om. Pentru cărișior, domnule. Aș veni cu propunerea să nu le dați bani, să le dați scuteri și sau să le dați ceva material ca să... Lua lapte praf și din dat. Ar veni cu propunerea, într-adevăr, cum să așa trebuie să faci achiziții, ca să dai să fie pentru fiecare, să le dai... Nu, dar să vină cu factura, cu bonurile. Și atunci, era o idee bună. Da. Păi, stă cineva să le bonuri și poate falsifică. Da. Duci la magazin, ia whisky și îmi scrii pe hârtie. Să știți dumneavoastră, acum ce zic, nu o să vreau. Ce? Ai bani și fiecare faci dreptul. Are nevoie de ăsta curgat. Nu, eu fac, eu noi facem credite, dar banii ăștia sunt creditul de comunii. Propune 50% mă rog, dar și că putem să dăm la asta. Dar pe cum se dau? Altă nu putem acoperi cheltuielile. Pentru că a zis? Păi nu-ți de acord cu nimeni, că să mărești taxe de... Păi atunci de unde scoți banii ăștia? Taxele care se plătesc. Noi tot propunem aici, dar... Atunci, de ce scoți erau banii? Taxele care se plătesc pe raza comunii, cei mai mulți sărași sunt bătrâni care au pensie de 10.000 de lei. Și ce se mai pui la schinare? Dacă tu îi mai mărești cu 50% și pensia lui crește ca ce am înțeles. Nu mă enervați că mărirea impozitelor la Comuna Odobeș nu a fost niciodată decât cu indicele de inflație care ești obligat prin lege. Dacă e 16%, dar dacă la nivelul comunii, la nivelul țării, se vor majora impozitele și ești obligat să le majorezi, trebuie să le majorezi. Trebuie să fii supui legilor, nu? Dacă se duce de la 3 la 5 cât a fost, 6 cât a fost anul trecut, nu? Și acum se duce la 16% indicele de inflație. Ai citit? Așa spune astea, după așa zice, că duce la 16%. Asta e legal ca să mori cu taxele cu 16%? Nu-l simți inflația la bombă. Da, ei parlamentari nu mai sunt convinic, salariul lor... Să aduviesc acum, să zicem, cu 15%, să mărească, dau pentru mine. Este obligatoriu, pentru fraier, da. Și nu numai noi, toată lumea respectă legea. Doamne, dacă este obligatoriu și este lege obligatoriu, nu trebuie să mai vină imposibil. Dar dacă dumneavoastră vreți să spuneți... Dar nu aprobăm, cum să aprobăm de la 5% la 16%, nu? Consiliul local, mai puternic ca guvern. Suntem toți aici a trăitori, nu suntem în parlament. Da. Dar nu ești guvern acum că propui taxe de astea ajutoare? Dă-te la chemul, dar nu-l văd pe Dan, nu-l tăbim la urmă. Ce ai zis acum, Dani? Trăim în Comuna Odobeș, da. Alături de cetățenii Comunii Odobeș, nu? Corect. Dacă se duce inflația la 5% la 16%, noi nu o să votăm 16% că vor parlamentari, acum să crească inflația, nu? Că se mărim taxele cu 16%. Noi putem nu-i mai deloc, dar nici și cheltuie. Obligatoriu, noi trebuie să decidim noi ei și anunci decidi ei. Și n-ai o șansă, doamna, pentru dacă e obligatoriu și vine cu asta, trebuie să... Obligatoriu, nu poate să-ți impună niciodată. Da, dar care timp că am așa unul care... Dar e normal, dar e fiind așa. Nașul meu, nașul. Sunteți de acord să trecem să votăm punctul 3? Da. Cine este pentru?
Se abține cineva? Cineva împotrivă? Acum n-a nimic cu mine, dar sunt și oameni năcăjuți. Toți. Foarte mulți. Putea spune că toți sunt năcăjuți la nivelul comunitar. Da, cum ați duce în partea la 16% de la 15%. Hai, domnul Gălătara, mai lea că m-a ridicat. Dar și-ți vrea să spuneți că, păi, din Dumnezeu și-ți vă exact și-ți vă dori. Mai spuneți că... Nu-i vorba din noi de aici, e vorba și din cetățenilor din Comuna Dobieș, că poate își plătesc taxele din alocațiile copiilor, nu? Domnul primar, dar ia că ne abținem de la niște pofte, totuși. Și de asta ești de așa. E bună să-i vedea, e bună asta, să știți că... Și asta să păstărească. Sunt cea mai bogat om din lume. Eu, Gălățanu Ionel, sunt cea mai bogat. Pentru că sunteți sănătos. Da? Ce, ce mai trebuie? Da, trebuie bani, nu trebuie bani, bani. Nu am bani, bani. Îmi scrie cineva la cuvânt? Domnul Gălățanu. Domnul Gălățanu, aveți cuvântul. Domnul primar, am adus la cunoștință de la toate ședințele. Eu văd miercuri la Bacău. Acum, dimineața, la ora 7 fix, se stânge lumina în luna tupului. La noi se începe foarte devreme în seara, este ziua afară și s-a plinit becurile, este ziua afară, dimineața și ziua se stânge. Am spus-o și vă spun și iar din nou, repet acum, luați o măsură că ori puneți ceas din ăla și puneți cu oră, și ce am, eu ce văd pe la televizor, că zice că o să avem lumină numai de cu sară, să nu avem noaptea. Așa va urma, de asta nici n-am mai... Să avem asta. Dar acum dacă se consumă curent, de aiurea, de exemplu, vă spun sincer, de aiurea ăsta, eu risipă curentul ăsta. Seara de, la 5 s-a prindit vecul. O, Doamne, iartă, vă zice. Aș mai veni cu o propunere la dumneavoastră. Am văzut că s-a adus o profesoră de cu de repart. Da. Am făcut ceva achiziții și pentru de la ca să nu punem sare în el să dăm la mănăstire în pantă acolo. Ăla se găsește mai simplu de la. Eu țin foarte mult, dacă mă credeți, țin foarte mult, mai degrabă îmi dați un par pe schenar și trebuie mai ușor un par pe schenar decât să dați sare. Dar nu dăm sare, n-am dat niciodată. Da, s-o mai dat. S-o dat. S-o dat chiar așa anul trecut. Vă spun. Nu spuneți mie că eu vă spun. Nu, am luat de la tine, dar sunt abitoare. S-o dat. Trebuie să pună și nisipul la niște sare, că îngheață și te-ți bază la tâna cop. Nici nu poți să-l împrăști. Nu poți să-l împrăști. Dacă e uscat nisipul, ascultați-l. Nu are cum, dacă plouă, el rupărește, îți faci bolovan. Da, dar eu așa vreau. Trebuie amestecat. Nisipul ăla, dacă ați văzut dumneavoastră să faci zdrămezele alea, plouă pe el să faci o poștă de gheață așa pe deasupra și pe aia dacă e de sub tine, asta. Dar ascultă, eu vă spun din experiență. Nu poate, poate prin ceea ce spun. Asta... Foarte bun, discutau la față la așa. Da, nici nu, dar trebuie să completăm. Mai am o foaie. Domnul Bezerău vrea să-mi scrie la cuvânt, dar a terminat domnul Gălățan. Ai cuvântul, domnul Bezerău. Gata? În legătură cu canalizarea, în legătură cu fosele astea, vin oamenii și mă întreabă, nu știu, nu știu ce să răspund, nu știu. La primăria Comunei Dobrești este înființat un registru, conform legii. În acel registru, și sunt și modele, atât pe site-ul primăriei, este model de cerere online, care toată lumea care intră acolo poate completa și s-o trimită la primărie. Dacă nu, poate veni aici la domnul viceprimar sau la domnul Burcă. Există modele de cerere, asta pentru cei care nu au fost să, pentru cei care au fost să. Pentru cei care nu au fost să, autorizațiile de construire, de construcție vor fi obligatorii, condiționate. Să ai toaletă, da. Prinsă fost. Aici, dacă permite domnul Bezerău să intervin și asta, dumneavoastră ceea ce spuneți dumneavoastră, păi dacă eu am fost la ora actuală și viu că aveți registru, asta, eu dați-mi și nouă explicați că am fost și mă registrez. Ce mă ajută pe mine primăria că mă registrez la primărie cu fost, dacă eu am fost de... Taxează cu taxe și impozit. Băi, te rog frumos, nu la asta mă refer. Nu, dar eu, faceți un pic de pauză, eu sunt și chiar... Și nu-i prima dată și nimeni nu mă poate înțelege de ce țin eu cu neagul. Că și tu țineți, doamnă, cu neagul, că la câteva faci, păi uite de asta țin eu cu neagul. Pentru că el citește.
O citit sau nu citit, dar știe la ce ajută primăria pentru cei care se registrează cu poate. Da, 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 dar trăiești la altă grilă de taxare. Da? Dar cum? Obligatoriu. Am fac toaletă în asta, în grădină. N-ai nevoie. Deci n-am voie. Taxează dublu. E proprietatea mea? La butuci. Nu, e proprietatea mea. Constituția României ce prevede? Am dreptul la proprietate. Și dreptul meu de proprietate. Ce puteți? Chiar oricum. Păi nu oricum, oricum. Dar am dreptul eu, proprietatea mea, vii mă, dar și asta cu masca, eu fac toaletă. Era supărat că... Era supărat că grajdul lui Dan era pe... Vă miroasea. Acum ca să văd dumneavoastră, atunci mă duc afară în pungă și vă pun la... Domnul Ruoni, la șer. Băi, și atunci... Băi, de menajer. Băi, de atunci, și ce fac atunci? Mă duc, în loc să mă duc la toaletă, mă duc în pungă? O să ajungem să ne ducem în pungă? Doamne, băi, atunci... Doamne, la mine a vascalizat aia, la mine. Să revenim la ce este în lege, da? Că noi acum vorbim pe lângă. Până la urma urmei există o lege, dar păi nu. Aceasta este cererea. O avem, putem să vă dăm și dumneavoastră pe la magazin, poate mai sunt oameni, și în cerere sunt niște întrebări. Sunt niște întrebări. Timp de înscriere, persoană fizică sau juridică, adresa completă, dacă are CNP sau cui, adresa de e-mail, telefon, nume de proprietar, fosă septică, cum să are o denumire fosa asta septică. Dacă deține de autorizație... Da, dacă este fosă septic. Da, da, este... Dacă e făcută în beton, nu mai e fosă. Este un bazin, da. Dar legea este fosă. Când am fost... Legea este valabilă și pentru bazine. Da. Deci fosile cumpărate, fosile septice ale cumpărate, sunt standardizate și difeza e standardizată. Și scrie ce... Și betonate sunt nestandardizate. Da. Și cel mai important este volumul anual de apă uzată, bitanjată, conform contractului, adică... Eu înțeleg, deci fiecare cel care are fosă trebuie să aibă un contract de vitanjare. Frecvență de vitanjare și de 30 de ani. Nu aveți, o să... De la obliga anual. 20 de ani? În 30 de ani eu nu am cu fosă aia. Obliga anual. Vine și să cea mai mare specială și care are 5 metri lățime. Nu are fund. Poftim? Nu are fund, dar vă obligă să aveți cu fosă. Doar logic. Nu se duce apa de loc. Îți garantez că nu se duce apa de loc. Una dintre, la numărul 21, una dintre întrebări este dacă există buletin de analiză privind calitatea apelor uzate vitanjate. Piracolism obligatoriu. Dumneavoastră ceea ce spuneți așa. Dar nu spun eu, vă citesc. Da, la atunci, fântâna... Nu-s așa liniștea, spun eu. Doamne, dar fântâna mea de acasă, poate nici nu e bună de băut și o beau de apă din fântâna mea și consum din fântâna mea și nu mă obligați la fântână ca să fac analiz la fădări și mă obligați la fosă. De astea sunt niște legi ca să mai încarci niște bănuți. Zice mai departe, dacă ați făcut analiza la apa vitanjată, zice ce valoare de concentrație media anuală în apele vitanjare consum biochimic de oxigen. Aș fi total de acord cu dureați ceea ce spuneți, dar dacă aveam canalizare și repet, domnul Gălățanu, nu spun eu, vă citesc. Așa este. Eu nu pot să spun că nu trebuie. Nu oferă nimic. Nimeni, nu oferă nimeni nimic. Și îți cer niște drepturi iurea. Ce nu vă oferă? Dacă am român, nu știu de ce nu. Acum spunea domnul Gălățanu, vă dă seama că sunteți consilier, vă puteți cumpăra fosă, trebuie să fiți primii care respectați legea. Exemplu comunitate. Deci sunt sigur 100% că o să iei niște contracte cu cineva cu vitan și să vină și să te oblige. Dar dacă mi-a nu ia gunoi niciodată, cum să plătesc gunoi? Și o să... Trebuie de exemplu, dar eu dacă nu mă duc la București, eu să plătesc un bilet care zice cineva că mă duc cândva la București, plătesc biletul ăla și biletul ăla să duce aerul la București, apă ce vorbim de... Și eu ce să plătesc? Pentru patrie. Pentru patrie, nu? Plătesc tu pentru patrie. Am observat să des în total împotriva legilor acestor țări. Nu sunt împotriva legilor acestor țări, nu e adevărat. Și asta a doua care nu se des. Nu sunt împotriva. Taxile și toate. Doamne, cum să... Dacă se pune numai biruri pe oameni așa, să luăm numai bani și numai bani, dar acum v-ați dat seama? Mă să spuneți! La fântâna, am fântâna. Dar o să ajungă exact ca înainte să ai fântâna ascuns în bine. Nu mai faci nici căldură? Păi doar... Mai scrie cineva la cuvânt pentru...
Nu avea termen de garanție, nu avea nimic. Nu aveți termen de garanție, nu avea nimic. Ca să încheiem ședința. Mulțumim pentru participare. Mulțumim pentru participare.